că eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog. Și tu ești pe canalul meu de YouTube? Și eu, cine sunt eu? Cine ești tu? Cine sunt eu? Cine ești? Nici eu nu mai știu cine sunt eu. E emoționat că intrăm în 2022. Rupeți butonul de like! Este ultimul vlog pe 2021 și ținem să începem acest vlog prin multe, multe, multe mulțumiri către voi, pentru că sunteți cea mai tare comunitate ever, am spus-o și o să o repetăm, pentru că așa e. Și vă mulțumim mult de tot pentru tot suportul pe care ne-ați oferit în 2021. Sperăm canalul 2022 să fie mai mare, pentru că avem foarte multe surprize pregătite pentru voi. Multe surprize muzicale, să zic așa, dar și vloguri foarte, foarte multe. Așa că vă iubim mult de tot și să ne vedem în anul 2022 cu bine și mult mai puternici. Vă dorim un an nou plin de realizări, cu multă sănătate, că asta e mai bună decât toate, și să fiți înconjurați de oameni care vă iubesc și pe care iubiți și voi. Vă suntem mega recunoscători pentru toată susținerea și vrem să reacționăm în acest vlog la cele mai tari prank-uri făcute de noi în 2021. Prank-uri care știm că vă plac. Marca Antonio Pican și Bibi prank. Doamne, și fix înainte să începem ne-a luat așa o nostalgie, am ales 10 clipuri. Vreau să vă uitați atent la toate. Fiți atenți că este o greșeală strecurată printre aceste clipuri. Un singur vlog nu face parte din 2021, dar am zis hai să reacționăm și la el, că e foarte tare și are multe vizualizări și v-a plăcut mult de tot. Vreau să vă dați voi seama care vlog nu este din 2021 și să-mi lăsați acolo multe, multe comentarii. O să începem cu un vlog care este făcut fix anul trecut, pe 29 decembrie. Mă rog, noi suntem în 30 când postăm vlogul ăsta, dar o să-l considerăm din 2021. Nu aici este greșeala, ca să știți, în alt vlog. Doamne, am așa mare emoție. O să vedeți transformările noastre, pentru că 2021 a fost despre transformări, cred eu. Am trecut prin atât de multe chestii și ne-am maturizat împreună și am trecut de la schimbări la look, la personalitate. O să vedeți prank-uri din diferite perioade. Da, o să credeți că sunt 5 ani diferiți. Credeți că sunt ani diferiți. Și încă o dată vă mulțumim, chiar avem cea mai tare familie aici pe YouTube. Rupeți acolo butonul de like. Hai să rupem pentru ultima dată din anul ăsta butonul de like, să facem multe, multe like-uri acolo și hai să dăm drumul la reacții. Sunt super happy și entuziasmat. O să începem cu un prank pe care l-am făcut imediat după ce și-a primit telefonul. Și ținea foarte mult la telefon. Și acum țin la el. Hai să vedem, hai, Doamne. Mă, deci noi când edităm un vlog, ne uităm la el doar atunci. Atunci când îl edităm, după îl postăm și nu-l mai vedem. O să-i fac telefon. Îl vezi, da? Te rog, te rog. Te rog. Ce-ai frate? Ăsta este prank-ul, inclusiv vlogul, la care, da, ai avut tu lacrimi în ochi. M-am avut picat lacrimi în ochi de țipă. Și țin minte, m-am supărat atât de tare că m-am pus să editez prank-ul ăsta și am văzut că fix partea aia era un blur, pentru că pusesem camera undeva unde să nu vezi și își primise blur de la ceva, de la... De la focus. Nu mai știu, de la o frunză sau chestii de genul. Ce, mami, nu? Ia. Hei, salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și Harry mă pupă! Ia să trecem la acțiune. Ai venit fenixit tu. Ia. Gata? Ai găsit? Am găsit cu cașta val, cu sărbă mai nespun. A, te găsesc după popcorn. La ce ne uitam aici, mai ții minte? La... nu mai știu. L-ai găsit? Da. Ai telefonul în mână. Te-am pus așa TikTok-ul. Da? Păi chiar îmi plăcea telefonul ăla după ce l-am primit, chiar eram nebunit. Erai obsedat. Chiar obsedat eram. Te luam cu Darea, că cu cine vorbești. Da, vreau să-ți spun. Atâta din cumpărul meu și ai încredere în mine. Da, am încredere în tine, dar mi-a spus cu cine vorbești. Exagerez. Da, gata, pe pune, dă telefonul. Eu uite. Uite, am zis că am pus camera în coș. Da. Dă telefonul, gata, că deja am spus. Așa cum o oftic. Ia, ia. Iubire, te rog, serios, te rog, te rog. Oh. Nici acum nu mai știu cum am făcut. Am luat un alt telefon sau am aruncat telecomanda? Nu, e telefonul. Nu. Cred că am explicat la început. Mă rog, cred că o să-ți explic și ție acum. Bine, mai nimic cu telefonul ăsta. Că nu realizezi. Da. Deci era lucrul la care țineam cel mai mult. Nu te-și apucat și pe cimeni. Se numește grădinică, nu pomeniță. Să mor eu, vreau să am ce telefon! Opa!
Nu la un pic spus la care țineam cel mai mult. Stai, frate! Stai un pic jos aici. Telefonul. Stai un pic jos. Vezi, eu chiar voiam să-ți dau telefonul înapoi, dar dacă te nervos erai, nu mă mai înțelegeam pe tine. Da, că urma să-mi dai tu telefonul înapoi. Să cum s-a auzit, sigur că a spart. Stai un pic jos, să vorbim. Mă sună. E la mercul, da. Stai un pic jos, să vorbim. Sună, mă. Stai un pic jos, doar te-mi spun un pic. Stai un pic, stai un pic. Stai un pic, frate, jos. Dar acum să spart. Și oricum, și dacă mergem să-l reparăm și poți să-i pui tu și 100 de sticle noi și 100 de aia, vezi că nu va mai fi la fel. De ce? Mă anunțai, mă încerc să-i dă pe fața lui că era mega obosit. Mi-am intrat în stare acum. Și? Mă înțeleg? Pe Tim Antonio. Tim Antonio. Tim Bibi. Jură-te că lacrimi nu, pe bune! Mă, chemi mila de mine. Și era cadou de la tine, asta era cel mai important. Sunt și eu Tim Antonio acum. Mare, v-am zis eu. Jură-te că e la... Am și plâns, pic. Zic eu ce e cu mine. Ia un frate cu mine! Ia, dacă nu-l pup degeaba. Cred că l-am pupat. Da! Vai, nu pot să cred, unul din prank-urile e foarte, foarte, foarte mișto. Ai văzut că-i nevoastră. Mamă, cât de schimbați eram amândoi aici, vezi? Și sunt acum câteva lucruri. Să trecem direct la plan, că deja ați înțeles ideea că mi-am pierdut inelul. Am avut complice aici, pe mami lui Anton. Era vară? Ce șlapi aveai? Era vară? Nu acum. Uite-te la mama! Cred că dacă îmi vedea în față, mă prindeam instant. Ce? Stai jos! Ce s-a zic ceva, dar pe nu te suferi. Oh-oh! Ce e? Ce e, puiul? Mi-a suferit rău inima. Ce e? Mamă, dar sunt bună rău pe acting! Sunt super bună, recunoaște! Chiar m-am speriat atunci când ți-ai părut inelul. Ce? Ia! Uitați-vă la fața mea când zic. Ia. Mă, nici nu puteai să mă vezi față de păr. Puiule, a avut un interes mare. Ai, iubire, asta e. Asta e, dragă. Asta e. Chiar dacă înseamnă mult, nu știu, vedem. Adică dacă înseamnă mult. Mami, aduc aminte tehnica pe care am abordat-o în vlogul ăsta. Când erai tu nervos, încercam eu să fiu gen, ei, și ce, dacă asta e, nu știu ce. Ca tu să mă, știam că dacă fac așa, tu încercai să mă liniștești, uite cum faci aici. Și după eu să fac, cum adică, e inelul meu și nu știu. Te-ai jucat cu mine, a? Sunt tare, sunt tare, n-ai ce să zic. Să vezi tu ce prank-uri urmează în 2020. Cred că nu trebuia să ne uităm iar la astea, să ne aducem aminte. Anto încă caută inelul, se pare că mi-am pierdut inelul. Pau, serios, ți-a vrut să fac? Bine, gata, iartă-mă, stai un pic cu camera aici. Iubire, n-ai ce să zici, dar chiar suntem tari pe prank-uri. Mate. De stim. Da, chiar suntem tari, n-ai ce să zici. Da, gata cu prank-urile de genul ăsta, te rog. Da, cică el mai devreme acum 2000, să vezi ce prank-uri te așteaptă în 2022. Eu o să-ți fac ție, dar tu nu mie. Ha, ha, ce clar! Asta a fost una dintre glume. Lasă, lasă, dacă nu-l găsim, facem. Nu, cum să nu mă tinel? Ia, aici mi-ai fără arătat tinelul? Da, cred că da. Uite, a venit și mamita. Cu ăsta căutăm cumva? Hai, iubire! Aaaa, nu cred! Asta e mai recent. Asta îl știți. La asta m-am enervat mega. Dacă cumva nu v-ați uitat la vreunul din prank-urile astea pe care le vedeți acum, puteți să vă uitați, nu e timpul pierdut. Încă sunt pe YouTube. Sunt foarte tare, garantăm asta. Nu că sunt ale noastre, dar... Pentru datorită iubitei mele, care e chiar foarte tare. Mulțumesc. 5 minute după ceas?
Da. Să nu mă mai... Opa! Îmi spui și mie cine e așa insistent? El e un pic cam... De ce râzi? Ți se pare amuzant, nu? Uite cum râdeai și după ți se pare... Da, frate, pentru că eram mega nervoasă, în prank-ul ăsta m-am enervat cel mai rău. Era super ciudată situația, jur, adică ia pune-te în locul meu. Aia ne-a jucat-o bine, simțe. E, da. Haide. E foarte amuzant. Eram și foarte obosită, eram de pe drum. Curile astea, sincer, adică eu unul, dacă n-aș fi cel care le face, că nu mi-a plăcea să iau nici ceva de mâncare să mă uit la ele, sincer. Ce foame acum, nu? De înainte să începem vlogul, mi-am zis că e foame. Acum vă înțeleg de ce ne iubiți așa de mult și chiar o să ne dăm silința din ce mai mult să facem materiale cât mai bune pentru voi. Chiar înseamnă foarte mult pentru noi, mai ales acum că am ales așa random la întâmplare câteva prank-uri și am văzut ce numere au. E o motivație foarte, foarte, foarte mare pentru noi, iar voi sunteți minunați, sunteți cea mai tare comunitate, vă super iubim. Bra! Deci atât de dată m-am făcut și pe mine să râd. Uite, ne tratăm așa, râzând în discuții serioase, nu? Ca să înțelegeți, eram atât de nervoasă încât mă abțineam să nu îmi explodeze creierul, încât o dădeam în râs, efectiv, adică m-a amuzat situația, m-a amuzat... Așa e de nervos, rău. Da. Cum e și când obosești prea mult, ai văzut, râzi așa din orice. Eu sunt asta. Dă-mi să păr, dă-mi și mie să păr, dă-mi, Antonio, mă nervezi! Mai aveam un pic, aici îmi stădeau lacrimile în gât. Da, eram... Opa. Cine e asta? Cine e asta? Cine e asta? Cine e Andrei Antonio? Designerul. Apa! Ia uzi! Doamne, nu știi să mă minți! Nu prea știi pe gândul. Cum adică designerul mi-ai zis până acum că e un el? Cine e Andrei? Opa. Sunt fiartă pe tine. Hai că mă auzi! Cum adică? Că nu e gagică care te tine, te rog să mă suni! Când vedeam să arunci telefonul să pleci. Antonio, ce pleci? Antonio! Zi mersi că nu l-am aruncat. Ce se întâmplă? Zbași ochii în mine! Te rog, lasă-mă, te rog! Te rog, lasă-mă! Dar te rog frumos, lasă-mă pace, dar nu am ce să discut cu tine! Efectiv, îți bași joc, nu? Stai puțin! Din ce nu răspunzi, Bianca lângă tine, dar... Bianca! Bine, să vorbesc de Bianca! Nu am zis niciodată Bianca, deci eu nu o fac. Eu nici ce ziceam, tot posibil. Sună. Opa! Perfect sună timing! Andrea. Perfect timing! Perfect timing! Ia! Băi, chiar! Zici, what the fuck? De lume și de ce mă face de bărbat? Că e atât de acustanța! Chiar dacă m-am supărat, a fost o idee foarte bună de prank. N-am ce să zic. Mi-a găsit urme de ruși pe gât prank invitei mele. Mamă, ăsta e toamne. Mă vezi că ăsta bubor. Ce făceam aici? Vorbeai cu mami. Bine, să rămână, mami. Să rămână, mami. Ce faci cu bișul? Era roșu rău de tot pe gât. Mamă, și eram blondă în cap. Ce ai făcut? Mamă, ce trecut timpul. Trece timpul. Să mă fac chiar blondă? Nu știu, spuneți-mă voi în comentarii. Comentarii. Ce parfum interesant are. Ce? Cu ce te-ai făcut parfumul de la lumea? Știa, mi-a găsit punctele alea care parfum? Trebuiau atinse. Eu sunt foarte atentă la parfum sau cum miros oamenii din jurul meu. Da, pentru parfum, că eu am o obsesie pentru parfum. Eu acum chiar sunt foarte frumos. Nu un parfum. Opa. Eram suspicioasă. Era rău, dar tu deja știai, gen, ai văzut rujul, ai așa, dar acum deja, adică după ce le-ai observat pe toate, după de când m-a luat așa. Da, așa, exact. Da. Bate palma, te-ai prins. Mulțumesc. Dar din ochi, uite, te privesc. Singur. Da, Mirana. Tu. Da. Da. Unde e Antonio al meu? Antonio al meu, un cașă, gurița ia mă cunoaște, mă cunoaște. În primul rând, nu-ți cumperi parfumul niciodată fără mine. Pentru că mereu ai zis că mie te-a plăcut genul. Normal, ție trebuie să-ți placă parfumurile cu care. Și plus că eu sunt obsedată cu parfumurile și știu când un parfum prinde pe persoana respectivă. Adică... Chiar le are. Da, gen, chiar le am cu parfumurile, chiar sunt obsesia mea. În al doilea rând, nu-mi place, zici că e de fată. E de fată? E de fată? Adică, faci mișto de mine. Nu, cred că tu faci mișto de mine cu chestia asta. Ooooooo, mi-a cam zis să... Drop the mouse! Mouse, mouse. Uite cum dumai la gât și la buzică. Chiar nu să văd care ți-e scuza. Și acum ia.
M-ai ghicit! De ce? Gen, că am așteptat să văd care ți-e scuza și... Și... Ia zi și mie. Ți-ai băgat? Ți-ai pus botox? Ce ți-ai făcut? Sau... Ce? L-aveam! L-aveam bine rău! Dar nu le aveai, că le ai. Nooo! Și ce, am buze de moale? Nu ai ruși peste buza ta. Te rog, la mijloc, grav! Deci, eu când sunt nervoasă sau când mă deranjează ceva, iau la mișto. Ori râzi, ori e la mișto. Da. Da. Râzi și ești așa, gen, da, nu știu ce să mai faci când așa te râzi. Ce râși, puiule? Și mai ales când văd persoanele că zic contra mea și eu văd bine. Știi ce trebuia să zic? Voi fi alergic la parfum. Mamă, dacă îmi ziceai asta, cred că mă plam de nervi. Nu, nici o pui. Hai că te mai nervezi. Deci, oh, mamă, ce tare sunt! Îmi place de fata asta! Îmi place rău, vreau să fiu ca ea! Îmi place de fata asta! Te-ai dat parfum nouă sau miroși tu, fată? Vreau să știi de ce miroși fată. Vai, sunt criminală, deci sunt criminală! Am înțeles de ce mă plac pregurile astea atât de mult, că și mie îmi plac! Mă rog, nu, când, nu atunci când le face, dar uite! Parfum nou, pe da, e parfum nou, pe care nu l-am mai simțit până acum. Și care miroase fată. No, no. Să îndrăznești. Că nu, nici n-am puterea să mă enervez dacă de obosită sunt că toată ziua am învățat. Te rog. Pe puțin să te explic. Adică eu am încredere în tine. Când ai dat pe personală miroșa fată? Nu, nu mă lua la mișto, te rog frumos, știi foarte bine la ce m-am referit. Și dacă ți-a dat parfumul? Îmi place de ea. Da, mă rog, fii atent. Îți zic foarte clar și foarte așa. Foarte așa, nu ești, nu avea cuvinte. Foarte obosită. Dacă e vreun prank al tău și chiar mă enervezi foarte tare, astea nu sunt prank-uri de făcut, Anto. Te rog frumos, lasă-mă să termin. Astea nu sunt prank-uri de făcut. Dar uite-te cât de obosită eram în... Te rog frumos, lasă-mă să termin. Veneam oare de la meditații? Cred. Cred că da. Eram în perioada bacului. Te-ai rugat din suflet tu să-mi recunoști că e un prank. Știi foarte bine că nu ai ce să discuți cu mine. Chiar mă enervezi. Mă, eram un buster rău. Iubita asta a fost răpită de Uber. Cu, a fost prank cu multă lume, mașini, urmărit, a poliție, fost... sunete, telefoane, au fost a mai... A fost horror. Deci cred că la toate prank-urile am zis că ăsta a fost cel mai oribil. Da? Deci fiecare e, nu știu, frate, simți ceva. Și ca să înțelegeți, după fiecare prank avem, adică eu, când mi se face mie un prank, am o stare super dubioasă. Da, și sunt așa, parcă supărată și dezamăgită, așa. Deci da. Nu vreți să ne vedeți după ce facem un prank, ce stări avem. Și să facem un vlog după prank. Da, ca să facem oamenii, ar fi tare. Da, ar fi tare. De ce nu răspuns? Iar arătea să vezi. Mami, te rog frumos, uite-te și tu sunt în Uber. Soare de gata. Mai țipa și mami la mine la telefon, țipa, zice, ai, baby, tu chiar întârzi ca de obicei și așa, mamă, și mi-a pus capac. Da, da, da. Foarte multă lume a contribuit la acest prank. Codruț. Ți le amintești pe Codruț? Spune că sunt la poliție. Te pup, Codruț, nu mai vreau să te văd niciodată. Nu-ți fie frică, te rog, te rog, nu-ți fie frică, ești în siguranță. Da, nu știu ce să te facă să-ți fie frică așa. Ești claustrofobă? Da. Mamă, muram de nerv că mă simțeam că mă ia așa la mișto, dar nu știam că e prank. Pentru video mă lua așa, simțeam că mă ia la mișto și venea să-i răspund numai la mișto și eu. Mă simt mai în siguranță dacă deschizi ușile, te rog. Da, nici iubitul tău nu prea așa siguranță, mi se pare. Da, eram super nervoasă că se luase de tine. Iubita mea este leu. Ce? Bine, Codruț! Pare Codruț, m-a putea să aibă grijă de tine. Incredibil, nu înțeleg ce... Avea ceva cu tine, m-a atacat Codruț. Dar ce crezi, că dacă și-a luat, nu știu, jeep sau chestii... Și-a luat jeep, a? Doar așa. Te rog eu mult de tot, oprește pe dreapta aici, uite-te pe dreapta, uite-te la mână. Voi am să mă arunc de mașină, efectiv, dar mi-era frică. Uite-te că de mers deschid de ușă. Aici. Ia, uite. Foiu!
Lasă-l pe puiul în pace că era nervos. Când ai auzit puiul, ți-ai dat seama că e de prank, da? Da. Pare normal. Și surpriza de la final, pentru că știa că m-am enervat grav. Ce îmi luase? Tort și flori, nu? Ți-am luat tort și un ghiveci, pentru că nu găsisem flori. Nu puteam să țin camera. Stai că m-a văzut. Deci, camera, flori și artificii. Surpriză! Da, eram, da. A fost bun. Da, e cu profiterol, e preferatul meu. Da, am plâns, pentru că era de la nervia pe care i-aveam după vlog și după cu surpriza. A fost așa rece, cald și... Ia să vedem vlogul ăsta. Cam de aici a început nebunia cu prank-uri. Ăsta a fost, gen, cred că primul? Nu știu, dar am plâns grav și m-a dorut sufletul. Micul pufulete. Honey, ne-am lăsat cu Honey pe bancheta din spate, am lăsat-o și-a deschis. Apă, te văd, te văd, te chiar erai schimbat, tu vezi? Îmi vine și apoi să plâng, dar tu n-ai avut milă de mine, uite ce mi-ai făcut. Cine vine să plâng? Mama, Doamne, cum am reacționat, Jesus Christ, prank-ul ăsta are... aproape 2 milioane de vizionari și 100 și că strângem 50.000 de like-uri și noi am strâns 150.000 de like-uri. Wow, nu cred. Jesus, vă super mulțumim. Uite-te la el, bebelușul de el. Aoleu. Acu el e albastru. Cum Hani e aici, minge la pielea asta. Cred că Jesus, cât de mic e. Mai ții minte că se punea între noi în acolo pe schimbător și acum nu realizează nebunul că s-a făcut mare și tot acolo se pune, nu mai realizează că nu mai e atât, e un pic mai așa. Începe și schimbă la muzică, pe toate, când vorbesc la telefon îmi oprește. Îmi sport, îmi schimbă da. Vitezele. Dar tot acolo se pune între noi. Da, de ce ai speriat așa rău? A, el mă sper. Uite, da, 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 da. Tu m-ai speriat, nu el. Acolo, da, gaci, gaci. Și după aia o să-i spun că a fost... Era devastată. Gândiți-vă, ca să înțelegeți prin ce am trecut, mai ales mamele, cred că o să înțeleagă chestia asta super bine. Gândiți-vă că v-ați pierdut copilul. Honey! Honey! A, îți băgase camera, aveam camera aia mică. Honey! Pe sigur n-ai căutat în toată mașina. Honey! Honey! Nu! Mamă, frate, cum să-mi faci prank? Baby! Asta am auzit-o. Mamă, frate, cum faci mai în picioare? Mamă, și camera de aici. Frate, nu te cred! L-ai găsit, l-ai găsit? Da, am găsit porcăria asta! De ce-mi faci așa? Mamă, durea sufletul. Nu-i face parte cu Ani! Baby! Baby, lasă-mă, baby! Ia unde era? Hani, nu mai filmați-mă! Nu că eram nervoasă. Asta-i iubirea mea! Asta-i iubirea mea! Asta-i iubirea mea! Asta-i iubirea mea! Unde-i Hani? Unde-i Hani? Uite la aici. Mamă, aveam ochii roșii! Ciudată era mașina mea, uite cât de schimbată era. Uite că l-ai ascuns! Doamne, doamne, ce prank nebun, nu vine să cred. Cred că de aici a început nebunia cel mai rău. Da, frate. Vai, cât de schimbată eram! Înainte de a începe vlogul, vreau să vă anunț că sâmbătă. Vai, îmi place cum eram așa la păr, oare să mă fac iar așa? Tu-ți dai seama că cred că de la prima te-ai trezit, după trebuia să le trag și pe celelalte că n-aveai cum să rămâi cu ele. Da, și cum să fiu și trezitul, nu? Mă, tu chiar ai putea să-mi faci multe prank-uri în timp ce dorm. Mulțumesc pentru idee. Nu mă trezesc. N-are nicio treabă în timp ce doarme, Antonio. Nu vreau să se
Mi-era și frică voia să te trezești înainte, pentru că cine știe ce puteai să faci în somn. Ce bine. Atât a fost. Happy Valentine's Day! Nu se sănătă asta la... Frate, și acum se durerea aia. Mi-am mai crescut păr în zona aia o lună de zile. Conduci cu grijă, te rog. Da, da. Că mi-e dor de tine, dar vreau să... Uite, să vede părul. Vin la casă, bine? Nu ai văzut. Nu văzut să-i. Da, toată lumea ne-a zis că, băi, dacă mi-ar fi făcut mie iubitul meu așa mult, ceva... Și la Logodna au zis mulți că dacă mi-ar fi făcut mie așa, îi luam inelul, îi dădeam o palmă și fugeam. Ce facem noi pe internet, o face nimeni, deci, doamne știu, o iau ca pe una... Foarte mulți mi-au zis ce prank-uri primești tu, gen ce prank-uri îți face Anto, nu înțeleg cum reziști. Că dacă mi-ar fi făcut mie așa iubitul meu, mamă! Deci, vezi? Nu cred că mi-i interesează. Ai văzut. Ce e? Ce? Am zis să nu fiu nebună, da, dar nu știam ce să zic. Suntem liniști. Mai e cineva aici? Sunt singur din ea. De ce? Proasta aia de lângă tine să le răspundă cu Danu. Ce? Ce iubirea mea? Nu e nimeni lângă mine? Nu e nimeni lângă mine? Să nu te grăbești, să nu te grăbești, iubire, de rog. Mamă, ce hoțere ai, să nu te grăbești, să nu te grăbești. Oleu, Doamne, câtă bătaie merită copilul ăsta! Nu ți-am mai luat nici de mâncare. Na, să ce gândi? Uite, e blana mea pe care nu mai găsesc. Nu, frate. Unde e camera sau unde e fata? Camera sau fata, zice bine. Camera sunt încărcat. Da? Nu pot să fac acela. Și putele sunt peste tot. Fetele? Ce fetele în lumea? Fetele lumea. A, mă, așteptai cu peruca în cap? Nu mai știu asta. Nu mai știam. Urăte, pleacă de aici, pleacă de aici. Se simbră în larga. Nu te crezi! Pleacă de aici! Mă descoperi rugă, mă sigură! Din în partea, că doar am să mă părăi ca o fată! Camera? Camera? Camera, încărcat! Tu chiar ai fost să te uiți dacă camera încărcată? Da! Uite-te la tine! Fete, sunt de gheață foarte tare pe prank-uri. Da, n-ai idee ce te așteaptă în 2022. Mă, voi tu, fiți, tu nu ai idee ce te așteaptă în 2022. Voi fiți cu ochii pe noi, urmăriți-ne, fiți acolo alături de noi, așa cum sunteți de obicei, oriunde ne-am aflat, în orice vlog, în orice video, sunteți cu noi și vă suntem super recunoscători și înseamnă mult. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de like. Un an nou genial să aveți 2022. Este al vostru și al nostru. Bibișorilor și picanților. Vă pupăm! Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem în anul 2022. Oh, pa!